Bună dimineața din nou! Preparatul meu de astăzi se numește Bucuria Verii. Constă într-o combinație foarte interesantă între roșii avocado și dovlecei pane. Aveți nevoie de următoarele ingrediente. În primul rând am ales niște roșii din piață. Eu le spun reginele sau regina roșilor, pentru că sunt nu numai faptul că sunt mari, sunt și extrem de gustoase, sunt niște roșii foarte sensibile și trebuiesc, motiv pentru care trebuiesc preparate imediat ce au fost achiziționate. Mai aveți nevoie de dovlecei, iar pentru dovlecei pane trebuie să alegeți o anumită grosime de dovlecei, pentru că atunci aceștia sunt mai gustoși, sunt mai dulci și sunt foarte potriviți pentru a-i prepara pane. Mai aveți nevoie de parmezan și un pic de ardei iute. Iar pentru că vorbeam puțin de guacamole, trebuie să aveți neapărat avocado. Avocado, mare atenție atunci când îl alegeți, trebuie să apăsați ușor fiecare fruct în parte, să-l apăsați ușor cu ajutorul degetelor și trebuie să fie moale. Nu foarte moale, dar nu trebuie să fie tare. În cazul în care este tare și nu-l găsiți avocado potrivit, ready to eat, îl puteți lăsa câteva zile pe pervazul de la geam, acesta se va coace și va deveni, sigur că da, comestibil. Mai aveți nevoie pentru un plus de aromă de lămâie, coajă și un pic de suc, dar și lămâie verde sau lime, cum îi spuneți, și de asemenea pentru un plus de aromă. Ceapa roșie nu trebuie să lipsească, nu numai pentru culoare, dar și pentru gust. Aceasta o puteți tăia în rondele foarte, foarte, foarte fine. Busuioc proaspăt din belșug, iar ca să faceți dovlecei pane, cu siguranță ouă și un pic de făină. Nu uitați însă, dovlecei trebuie să, după ce îi tăiați în grosime de jumătate de centimetru, presărați-i cu sare și lăsați-i o jumătate de oră pe masă să se scurgă surplusul de suc din aceștia. Apoi puteți da prin făină și ou, condimentați ușor de tot cu sare și piper, evident, și prăjiți în baie de ulei sau îi puteți da pur și simplu prin pesmet amestecat cu parmezan. Iar pe o hârtie pergament la cuptor îi puteți prepara timp de 15 minute, astfel încât să se formeze acea crustă aurie și foarte gustoasă, dar în interior să rămână un pic de tot al dente. Băieți,